hotel condus de roboți. A spus bine ai venit. Wow. Asta este cafeneaua unde lucrează roboți. Acesta, vedeți? Vedeți cum mă urmărește? Roboții pot să ajute foarte mult. Deci cam așa se întâmplă când ții la tehnologie mai mult decât la tine. Neața? Neața, neața tuturor! Unde ai plecat? Astăzi mergem să vedem un hotel condus de roboți, unde lucrează doar roboții. Oh, eu chiar vreau să văd cum arată. Ce exemplu mai bun decât tu purtând umbrela pentru telefon și nici de cum pentru tine. Asta e chiar tare. Aparatul important și am zis că mai prind așa un... Să mai fac câte o poză din când în când să nu ratez momentul. Da. Oricum, în vlogul de azi o să facem ceva, e un vlog al viitorului cumva, o să prezentăm tehnologia de aici și să vedem. Da, astăzi vremea nu prea ține cu noi, e Lapoviță, mai devreme a și nins, din păcate eu n-am văzut ninsoarea, dar aștept că sunt foarte entuziasmată. O să prins că... Eu am ieșit la țigară azi dimineață și ningea cu fulgi mari cât ou. Sunt foarte entuziasmată de... Uite, un taxi galben ca la New York. Da. O să trebuie să văd dacă mergem bine până la urmă. Deci până la urmă merge și Google Maps, așa-i? Da, vreau să vă zic că Google Maps inițial nu funcționa. Problema care e? Dacă puneți o destinație pe Google Maps și dați varianta pe jos, nu o să vă găsească nicio rută. În schimb, dacă dați varianta cu autobuz, o să vă găsească ruta și știți cum să vă orientați. Deci, hands up, Google Maps funcționează. Și fără să ne dăm seama, eram cumva chiar în fața hotelului, unde vroiam să și mergem, la hotelul Henna. Așa, și ce facem aici? Deci, aici o să mergem să interacționăm cu roboții. Wow, văd stai că e ceva lume mască. Care face check-out-ul. Hai să ne punem și... mască. Da. Acesta este să ne ridicăm umbrelele. Wow! Foarte interesant, îmi place ideea. Da, să nu facem apă înăuntru, perfect. Wow! Ia uitați-i! Uitați-i cu... Vă dați seama că robotul ăsta mi-a spus bine ai venit în limba coreană? Ia uitați! Wow! Și aici avem doi dinozauri robot. Ce scary! Uite-l, ăsta e robotul care vine, dacă stai în cameră... Tu star delivery, da. Cred că vine cu micul dejun. Da, cu ce comanzi? Cu servicii, da. Trebuie să pui numărul camerei și noi n-avem număr al camerei. Deci putem face check-in-ul? Nu se poate face check-in-ul decât la ora 3 și zice că dacă vrei să faci check-in-ul de la ora 1, trebuie să plătești 16.500 de won pe oră. Dacă facem check-out, atunci normal trebuie să ai un card, să introduci cardul și poți să faci check-out-ul. Dar oricum, ideea e că aici sunt toate informațiile scrise pe foaie despre Wi-Fi, cum e check-in-ul, cum e check-out-ul, despre bagaje, securitate, toate serviciile care ți le oferă și prețurile, totul. Deci totul e pe foaie, nici de cum aici pe calculator. Ăștia vor tip soare? Mie îmi plac fețele lor, sunt cu siguranță femei, că au o față prea frumoasă, prea zâmbărețe, ochii mari. Uite așa ce drăguțe sunt. Da, chiar simpatici. Chiar frumoase, eu le zic femei că sunt frumoase, sunt prea frumoase. Și chestia bună cu roboții, vedeți, n-am mască, deci nu-i nimeni să vină să-mi zică, bă, puneți masca. Robot, să știi că n-am masca. Nu zice nimic. Deci e bine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să o ții. Asta o pun la loc acum. Ce să zicem? N-am înțeles care e sistemul, sincer. Sistemul vii, faci check-in-ul aici, robotul spune bine ai venit,
faci check-in-ul online, adică la chioscul acesta, te duci în cameră și pe urmă dacă vrei să comanzi, că n-am apucat să spunem, să comanzi ceva de la un serviciu sau ceva, acest robot se deplasează și îți aduc în cameră tot ce ai nevoie. Hai să vă zic un secret. După roboței este un telefon și e un număr de telefon pentru o persoană, să suni și să vină o persoană. Deci nu e chiar așa de tehnologic și de 100% robotizat cum se vrea a crede. Acolo e și poți să suni și să vorbești cu o persoană. Iar la partea de mic dejun, văd că au un bufet și sunt niște doamne. Deci, suntem pe drumul cel bun, fără roboți. Ia, unde e telefonul ăsta? Aici, uitați. Ia, uitați. Vedeți, robotul a primit o comandă și se duce să o onoreze. Se duce în operation office aici. Uite ce frumos e! Oh, Doamne! Opa! Opa! Se duce la lift. Ia uite asta, e interesant. Vezi că apasă butonul? Wow! Deci aici pe ecranul acesta a fost introdusă comanda de un personal până la urmă și a spus unde să meargă. Ia uite, dă prioritate, vedeți? Super inteligent. M-aș duce și eu cu el. Aici mai apas oară pe un buton, ia. Deci asta e super tare, ați văzut cum a pus, avea un braț și cu brațul a apăsat pe buton să deschide liftul. Da, super, super interesant. Da, ia luat ceva timp. Da, da, a fost cineva, e o fată acolo în spate care pune comanda la. Ea primește practic în camera. Acolo stătea să pună mâncarea. Da, dar în cameră există o tabletă unde voi selectați serviciul pe care îl doriți. Cei de aici primesc comanda și atunci vin și setează robotul. Și robotul, pe urmă, doar vine, îți aduce ce trebuie. Nu știam de ce stătea acolo la ușa aia. Deci acolo stătea ca să-i pună comanda, da. De fapt. Oricum, ceea ce am văzut eu și prima mea impresie e faptul că oamenii nu pleacă foarte fericiți sau nu vin foarte fericiți aici. Pentru că, normal, nu este contactul acela... Interacțiunea umană. Da, și nu e să vezi în ochii oamenilor, nu știu, un mulțumesc, un vă mai așteptăm pe la noi, nimic. Sunt foarte serioși, pleacă, vin, fără nicio chestie, fără sentimente. Ce să mai... Chiar dacă roboticile sunt drăguțe, au frumoși, nu sunt oameni, nu. Da, dar sunt făcute de oameni. Deci. O cameră costă aici în jur de 100 de euro și probabil dacă ai avea unul și în cameră care să fie un gen de Alexa, să stingă pe cu, să facă așa niște treburi basic, ar fi interesant. Aia cred că mi-ar plăcea de experimentat o noapte. În rest, nu. Eu ce să zic, cei de la Guinness World au clasificat acest hotel ca fiind singurul hotel din lume unde lucrează roboți. La front desk, la da. Recepție. Da, dar și la servicii. Nu știm la curățenie, am încercat să vorbim cu o fată să ne arate o cameră de aici, dar a zis că nu poate, numai dacă avem rezervare. Probabil la curățenie, na, o fi ceva mașini pe acolo, nu știu, dacă v-ați cazat aici și... Poate știți mai multe. Scrieți-ne în comentarii. Oricum, ideea interesantă. Eu rămân la principiul meu. Acesta este hotelul cu roboței. Este un hotel destul de mare, de 7 etaje, văd. Și e foarte multă lume. Foarte mulți, cât am stat noi acolo 20 de minute, mulți au venit să facă check-in, check-out. Interesant, dar nu pe placul meu. Mie nu-mi place așa ceva. Și aici un alt soi de roboței ne ia mai banii. Încărcăm cardurile. Azi rapid ia banii. Și unde mergem?
nu știu, spune tu unde mergem, să mergem unde vrei tu. Mergem să bem o cafea la o cafenea robot, unde lucrează roboții, așa că hai să vedem ce e acolo, cât de bun o să fie cafeaua, cum o să ne simțim. Ceea ce mi se pare foarte interesant și foarte așa bine pus la punct aici în Seul, e faptul că, de exemplu, în metrou sunt foarte multe filmulețe unde puteți vedea ceea ce se face în cazul unui stop cardiac. Cum să folosești aparatura, ceea ce trebuie să faci în cazul unui accident, în cazul unui incendiu. Foarte multe chestii din astea despre siguranță. La stațiile de metrou mai mari sunt display-uri, ne poți să cauți cel mai apropiat punct de ajutor, fie prim ajutor, fie spital, în funcție de ce ai nevoie. Și acesta este unul dintre exemple cu măști de gaz în funcție de în cazul incendiilor. Și tot felul de chestii folositoare, apă, bandaje, nu știu. Ia. Uite, zice să-l spargi, să ții masca, cum să o folosești, cum să dai la o parte acel capac, la fel cum să folosești extintoarele. Și să nu uităm de siguranța foarte mare, adică da. Ușile de metrou. Dar și pentru a deschide aceste uși duble, în cazul de urgență, stări de urgență, la fel sunt foarte multe filmulețe în metrou și îți arată exact cum să le deschizi, de unde. Da, e foarte interesant, mi-a făcut de tot lucrul acesta. Jos pălăria! Ia uitați ce curat și cât spațiu în acest metrou. Și vedeți acest loc? Acest loc este pentru femei însărcinate și nimeni nu se așează. Asta spune mult despre educația lor. Cei drept sunt toți pe telefoane. Stai jos. Am primit ordin să stau jos de aici. Și într-o zonă mai puțin dezvoltată, mai așa, mai mărginașă, a Seulului, am venit să... Am ajuns la zona cu pricina! Aceasta este cafeneaua unde lucrează roboți. Nu în totalitate 100% roboți, dar hai să vedem, nu? Bot, bot, bot. Cafe, bot, bot, bot. Hai să vedem cum e. După tine, dragă. Cred că pe aici trebuie să apăsăm pe butonul ăsta. A, nu? Deci simplu, enough. Wow! Ia uita și prezența umană. Hello! Ia uitați-l! Sper să nu facă ceva. Ia uitați cum se învârte. Wow! Asta da! Pare că am agitat robotul ăsta. Ești curios cum o să-mi facă cafeaua. Ia uitați și aici brațul acesta, vedeți? Cred că ăsta e bun pentru cappuccino, așa. Par foarte activ roboții ăștia. Superb această cafenea. Wow! Ce face robotul aici, ideea e că nu am putut plăti cu cash, numai cu cardul și o cafea este, stai, pe două cafe le-am dat cam 11 euro, deci cam 5,50 lire. Care e nivelul de interacțiune umană și cel al roboților? Pune apă în acest
celul cior. Wow! Asta da! Asta da experiență, să vezi așa ceva acum. Exact. Acest braț este foarte activ și nu obosește, să știți. Și aici avem Digital Garden. Doamne, iartă-mă. Sper să nu sară pe mine. Hei, faci și tu ceva? Ce faci tu aici? Ia să vedem dacă fac cu mâna așa. Nu face nimic, dar se uită. Interesant. Ia să văd. Hei! Nu face nimic robotul ăsta. Doar, mă urmărește așa. Dacă eu mă uit aici, el mă urmărește. Ia să văd dacă ating planta asta, face ceva? Nu. Ia să mă uit în partea asta la altă. Vedeți cum mă urmărește? Hei! Hei! Nu mă vezi? Super tare! Hei! Urâtule! Super fain! Interesant! Cel puțin ăsta te urmărește așa, ca un gardian, așa. Hei, ia uitați cum se uită. Foarte interesant. Și acesta este roboțelul care trebuia să ne aducă cafeaua la masă, dar se pare că are o eroare pe undeva. Sau ce de la bar, nu știu să-l folosească încă. Ar fi fost ceva interesant să-l fi văzut când aduce cafeaua la masă. Mirabela mea frumoasă a găsit un loc deosebit aici, în această... Eu am făcut pe roboțelul și am adus cafeluțele care trebuia să fie aduse de roboțel, dar s-a răzgândit și ia o pauză. E mult mai bună cafeaua din Vietnam. Da, asta nu e bună deloc. Deci mie chiar nu-mi place deloc, sincer. Mai pe zahăr. Pe lângă faptul că... Deci singura chestie e că e destul de mare. O cană destul de generoasă, dar nu e bună. N-are niciun gust. Bine, nu sunt eu mare băutoare de cafea. Beau, dar nu, asta nu-mi place. Oricum, hai ideea. Ideile pro și contra la roboței. Și la tehnologie și viitor. Să o luăm așa cu începutul cumva. Coreea de Sud este țara care are cea mai mare densitate a roboților per muncitor. Adică sunt 93 de roboți per 1000 de muncitori. În SUA și în Europa, cifra este undeva între 10 și 30 de roboți per 1000 de muncitori. Și ăsta e un lucru, eu îl văd un lucru foarte bun. Îmi place ideea asta de a avea roboți care să muncească. Păi și dacă avem roboți, și tu ce faci? Dacă în curând o să-ți facă job-ul, tu ce o să faci? Păi tocmai la asta mă gândeam, pentru că acum, dacă avem 100 de cafenele într-un cartier și toți oamenii care lucrează la bar ar fi dați afară pentru că ar fi roboți în locul lor, eu cred că roboții nu ar mai avea nicio logică să existe, pentru că acei oameni dați afară nu se mai permite să meargă să bea o cafea, pentru că nu o să mai aibă job-uri și nu o să mai aibă bani să cumpere cafea. Deci o soluție, eu cred că ar fi o soluție la asta, în sensul că eu îmi imaginez un robot pe care să-l cheme Bogdan
să muncească 18 ore pe zi, iar eu, Bogdan, persoana, să încasez bani. Eu cred că asta ar fi soluția, să încasez un salar de pe spatele robotului. Bine, hai, că deja asta e vis. E vis. Hai să revenim pe pământ, aș zice eu, și să vorbim ideile pro și contra, așa. Mie nu-mi place ideea ca roboții să înlocuiască oamenii chiar deloc. Normal că viitorul tehnologiei evoluează și tehnologia în general evoluează la un nivel incredibil de mare, trebuie să acceptăm și să ne adaptăm, dar nu îmi place deloc ideea ca oamenii să fie înlocuiți de roboți, mai ales în vânzări, în domeniile acestea în care interacțiunea umană e atât de importantă și pot să zic că în multe cazuri omul sfințește locul. De exemplu, la acest al doilea hotel la care ne-am cazat, hotelul poate e mult mai bun decât primul, dar faptul că proprietarul a fost așa puțin nepoliticos, nu mi-a mai prea plăcut. Și din start a avut o influență negativă. Deci vezi, dacă era un robot, spunea din start, bine ai venit, asta e cheia și gata. Dacă era un robot, dar atunci ar fi fost așa neutru. Te duci și nu ai nicio interacțiune, nici bine, nici... Deci nu, mie roboții nu. Eu aș mai adăuga aici că roboții pot să ajute foarte mult în multe aspecte, în multe domenii ale vieții. De exemplu, creșterea productivității și calității produselor într-o fabrică. Deci ei pot să muncească în fabrică 20 de ore fără oprire și să muncească cu precizie, pentru că sunt roboți. Pe când un om poate să muncească 7-8 ore, dacă stai în spate, îl mai și atenționezi. Na, deci calitatea, îmbunătățirea calității produselor și cantitatea produselor e un aspect pozitiv. Alt aspect pozitiv eu îl văd că ar fi persoanele vârstnice care sunt singure și cele cu dizabilități. Adică poți să ai roboți care să stea cu ei, să le facă acum companie, nu? Și... Până la un punct. Până la un punct, pentru că dacă vorbim de companie și vorbim mai ales de interacțiune, adică cum zici tu, pentru bătrâni, atunci trebuie să implici și sentimente. Trebuie să implici și altceva. Na, robotul e robot. Dar să nu uităm că robotul are, acum, când o să ajungem la nivelul ăla, deja sunt roboți cu inteligență artificială destul de mare și, da, poți să aibă un grad de empatie, poate mult mai bun decât al unor persoane care lucrează în acest domeniu fără să le placă, nu? O fac doar pentru bani și atunci... Și atunci ar fi foarte, foarte scump și nimeni nu și-ar permite. Sau oamenii foarte bogați care și-ar permite la urma urmei să-și ia, nu știu, să meargă la psiholog, la terapeut, să-și ia pe cineva, să plătească prietenii să-i asculte, de ce nu? Și muncile grele, dacă o să o luăm așa, aia nu? Aia îmi place, adică cu muncile grele. Munca grea e făcută pentru mașini, nu pentru oameni care să... Ia un saci în spate să urce. Nu, domnule, ăla e pentru robot. Hai să ne calmăm, să lăsăm robotul să-și facă treaba. Deci, mai convins cu un punct. Repet. Voi ce părere aveți? Care sunt părerile voastre? Cum vedeți viitorul tehnologiei al roboților? Ați fost într-o cafenea din Brasta, la un hotel, mai știți și alte locuri? Spuneți-ne. Și poate o să mai mergem în alte destinații, la alte cafenele, să vedem cât sunt eficiente. Vreau să adaug ceva. Guvernul din Coreea de Sud a spus că în acest an o să lanseze o armată de roboți în întreaga țară care să facă livrare la domiciliu, ceea pe stradă. Ceea ce cred că e imposibil. Și eu cred că e imposibil prea scurt. Adică n-am văzut niciun robot până acum. Dar cred că o să se facă doar într-o anumită zonă, într-un anumit cartier, unde trăiesc oamenii foarte bogați, unde infrastructura e foarte bună. Imaginează-ți la denivelările de teren. Imaginează-ți într-o zonă mai săracă cum ar fi să umble roboții. Imaginează ce ar face oamenii
să vadă roboții ăia, știi în ce fac roboții? Nu știu, nu văd lucrurile așa. Păi uite, încă un exemplu când mi-a venit acum în minte. Imaginează-ți exemplu... în Vietnam să vezi roboți în zonele foarte sărace sau în India. Aoleu, acolo încă mai trebuie. Deci da. Nu e chiar așa ușor. Se încearcă. Uite, eu mă gândesc cine o să-mi plătească pensia mea. Pentru că dacă rata natalității este foarte scăzută, dăm un exemplu, Bulgaria are una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din Europa și cred că în patrimoniu cei de la UNESCO au pus-o pe lista roșie pentru că o țară în care populația e pe prag de, nu știu, dispariție în următorii ani dacă nu fac mai mulți copii. Și atunci, cine o să le plătească pensia? Cine o să-mi plătească mie pensia? Dacă siguranță, mai... nu roboți. Tot... Ok, ideea așa. E foarte lungă, discuțiile sunt foarte, foarte lungi. Tocmai de aceea, spuneți-ne și părerea voastră, da, pentru că contează important. Foarte mult și noi ne vedem la următorul vlog. Nu uitați să vă abonați!